Salutare prieteni și bine v-am regăsit aici la un nou episod din seria noastră de Brawl Stars. Nu uitați dacă vă plac aceste episoade și mai vreți să jucăm Brawl Stars în continuare și să facem aici episoade zilnice. O să încerc să postez și altceva, dar momentan acum aștept să fac banii de calculator. Nu uitați și voi acolo pe unul de like și de subscribe. Doar ca așa, ca să mă susțineți. Acum vreau să jucăm la noul cu bossul ăsta. Nu am jucat absolut deloc până acum. Și de-aia vreau să jucăm acum. Ideea e că eu știu. Deci asta e, deci e prima oară când mă joc cu minigame-uri din astea, cu boss și din astea. Că nu m-am mai jucat până acum. Deci, ce am observat eu? Dacă mor, mă respawnez în 20 de secunde. Și nu știu ce primim mai exact dacă batem boss-ul ăsta. Acum, bănesc că primim ceva ca lumea, nu? Ar trebui trofee sau ceva care să se merite. Ce vrei, frate meu, așa. Bănuiesc că ar trebui să primim ceva super ca lumea, având în vedere cât e ăsta. Mamă, cât i-am dat. Văd că e minus 70 ceva. Guai, ce nu-mi place când mă prind doar pe mine. Place că nu pot să-i dau mult damage. De apropiere îi dau o grămadă, dar nu pot tot timpul să-i dau de la apropiere. Nu. Ui, 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 151 viață. 151 viață și un vis. Totuși mai văd că mai prind câteva hituri. Să fie primite, cred. Cred că sunt bine primite de către echipele mei. Ok. Mi s-a omorât un coechipier din nefericire. Aoleo. Help, dude. Dude, mă ajutați-mă. Ok, m-a ajutat ăsta. Văd că s-a respawnat și El Primo. Cum a murit? Eu nici n-am văzut cine a dat să mie, dar bine, bă, hai că pot să stă la cu bomba. Să nu moară băieții. Bă, nu-mi place la El Primo care are abilitatea și poate să moară repede. Că se duce practic fix în ăla. Hai să mă respawnez eu și atunci e în regulă tot. Îi în regulă tot. Nu uitați dacă mai vreți astfel de episoade cu El Primo sau multe alte episoade. Ia asta, să trecem un pic prin asta. Dați și voi acolo pe like și pe subscribe. Aia e cel mai important. Și vreau să fie multă activitate la videoclipul. Eu mi-am pus așa momentan un goal. Am zis că dacă tot vreau să revin serios, am zis să fac peste 50 de views așa peste fiecare episod. Cred că ar fi o sumă destul de ok. Uai. Cred că e o sumă destul de ok și cred că e foarte posibil să facem asta. La ultimele videoclipuri din câte știu am făcut. Așa. O, frate, mi-e unde ești? Că vine acum, l-au băgat în colță. Hai că trec acum prin el. Ulei, da. Uai, mam. Nu. Eram sigur că vine un prost din ăsta. Hai mă, care 15%, doar ăsta mai e în viață. Hai de viața mea, hai mă, 10 secunde. Sau măcar să spawneze la rapid. Da, bun. De ce v-am zis, ăsta e primul meu boss fight, o să zic. Hai să mai spawnez și eu măcar înainte să-l omoare. Don't mess with the bowl. Na bun, am câștigat, nu? Bă, nu ies că primim ceva super șmecher, nu? Ce primim? Victory, level up, bun. 50, 100. Uai de viață. 100 de astea. Hai că e destul de nice. Mi-a plăcut. Hai că mai merge unul. Mai jucăm unul. Am văzut că era acolo ceva nouă, mă, nu știu ce. Cred că poate să fie și hard. Nu știu dacă am dat play de pe hard sau nu. Da. Nu uitați dacă mai vreți episoade, să dați pe like. Uai. Nu o luat hitul ăsta. Sunt mort. Miau. Vine rachetele. Ok, de ce stare caracterul ăla cu ciocanul și ăla dacă nu mă înșel de mult damage? Nu pe mine, frate. Hai că am putut să stau aproape de el și am dat o grămadă de damage. Mi-am dat din greșeală ultimata. Da,
Uitați că challenge zice hard. LOL? Și era, și el are abilitate din aia. Da, mă, dar cred că are mai puțină viață. Cred că are mult mai puțină viață, mult mai puțină. Fiți atenți că batem pe ăsta. N-are nicio șansă împotriva noastră. Niciuna. Ia, direct în el m-a spawnat. Boss, nu da în mine că mă doare. Uite că dacă îi prinde multe hituri. Mamă, ăsta și-a dat ultima ta greșit, cred. Uite, deja i-am dat vreo 7000 aici. Ole, stați că-l bate pe al nostru. Iarăși, iarăși face traia. Nu știu, cumva așa stan. Vă Odin cât te observ. Uite, așa am trecut și eu prin el. Doar el îmi fură mie abilitatea și n-am voie să-i fur pe lui. Lasă-mă că ăștia dau prea mult damage. Uai! Fiți atenți că nu mai eu sunt. A, ba nu. Uai, ce m-a speriat. Mi-era că nu poate să mai revină cu echipierii mei. Mi-era așa un pic că mor. Ai prea mult. Mamă, fug un pic. Fug un pic până se respawnează la ala, că mi-e așa. Bun. O, ușor, frate, nu-ți dat o abilitatea. Nu ți-o dai tu pătura mea. Ok, asta sună super dubios. Am murit. Ah. Bă, nu știu ce să zic, nu știu ce să zic. Pare un destul de ușor eventul. Doar că e cam lung. Adică deja o să, cred că o să fie 10 minute sau ceva de genul. Doar cu unde sta. Bă, nu sta feca, mă, prostule. Uai, bine că m-am spawnat eu. Uai, bine că m-am spawnat eu rapid. O, frate, mi-o, nu te bate. Uai, cine a făcut asta? Vreau să plec un pic. Plecăm. N-ai ce să-i faci. Izeu, bou. Mai zic bossul. Așa. Mamă, cum am scos runda asta. Dați că l-am prins. Combo. Combo. Hai rapid. Ok. Am pierdut, așa-i? Da. Bă, băieți, cam asta a fost și cu episodul. Din nefericire am pierdut. Eu tot am făcut asta. Mă rog. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod și mai vreți episoade de Brawl Stars și multe alte jocuri, tot acum încerc să găsesc niște jocuri, dați voi acolo pe butonul de like și de subscribe. Eu am fost Darmi, noi ne vedem mâine, poimâine, răspoimâine cu un nou episod când facem 50 de views. La revedere, ciao.